Bravo, Meister. No, Mademoiselle la stilist de mod internațional. Păi dacă vi se pare greu să faceți o scenă din trei piese nu vestimentare cel piese, puțin, nu ai. V-aș ruga să părăsiți platoul. Ai fi primit din toată inima mea o steluță. Mulțumesc. Dar nu ai trei piese. N-am spus că ți se va lua stea astăzi sau că nu vei primi stea astăzi din cauza la ceea ce, a ceea ce s-a întâmplat. Dar pe viitor, vă rog să, dacă doriți respect, vă rog să aveți respect vis-a-vis de noi toți ce facem parte din echipa Bravo Steel. Ei, uite, Silvia, că ai dat greș la accesorizare. Ai, lasă-mă. Next gala? Te nominalizez again? Oh. Păi atunci haide să plecăm din concurs, nu? Doamnelor, domnilor, bun găsit! Hristos a înviat, vă spun și astăzi, a doua zi de Paște, când ne reîntâlnim, evident, la frumoasa emisiune. Eu cred că toți sunteți în fața micilor ecrane, pentru că este ultima zi din mini-vacanța, de care sunt convinsă că ați profitat la maximum. Evident că ne bucurăm de tot ceea ce ne oferă această frumoasă emisiune, alături de jurații noștri dragi. Bun găsit, Hristos a înviat! Bine pare că înviat. Ce faceți astăzi? Ați mâncat mult? Bună, Irinca! Nu, eu am slăbit de Paște, da. Potrivită? Eu sincer, am pus un kilogram, două, cred că și voi, dar nu vă faceți griji, că despre asta este vorba până la urmă. Vin sărbătorile și ne bucurăm de tot ceea ce ne oferă sau ce ne oferim singuri până una alta. Fetele au și astăzi o poftă nebună de a intra în joc, de a primi steluțe și de a încheia ziua cu zâmbetul pe buze. Hai să le vedem pe concurente! Centrul atenției, centrul universului, forța atracției, tu ești fantezia lui și a lui. Mergi în stradă, zici că defilezi, singură niciodată nu dansezi. Spui, nu mă judeca, n-ai umblat în pantofii mei. Nu te alta, da, n-ai putea să mergi în ei. Nu te opri, singură te ridici, când nu știi decât să fii sus și să știi. Găsit fetele, radiați de fericire și sunt tare curioasă chiar să vă întreb astăzi ce aduce bucurie în viața voastră, fetelor? Primăvara. Mâncarea. Vă întreb pe rând, când ajungeți lângă mine, aș vrea să ne referim puțin la ceea ce s-a întâmplat ieri, duminică, la gală, atunci când din nou nu am avut eliminări, lucru care va bucura nespus. Silvia, după cum bine puteți vedea, ocupă fotoliul imunității în această săptămână, iar Iuliana pornește cu 3 steluțe bonus din gală. Sper să avem o săptămână bună, sper să aveți ținute perfecte și multe stele din partea juraților, ca să nu mai vorbesc de cei de acasă, care evident că vă susțin și vă votează într-un număr extrem de mare pe bravoistil.canal.ro, secțiunea concurente. Iar voi? Îmi spuneți cine merge în atelier? El într-o formă de cozonac. Fostă. Păi să meargă, eu știu, Marisa? Da. Lasă Marisa, nu mergi. Mulțumesc, că nu vreau să merg. Ce faci? Foarte bine. S-a îmbrăcat frumos și a pus un trench. Ai mâncat multe? Da. Da. Cozonac? Da, mult cozonac. Denisa, asta văd. De ce A? Nici am. Îți plăcea? Nu vreau. Nu? Eu vreau. Bine, stai jos. Beatrice. Nici ea nu vroia. Beatrice merge în atelier. Ei, ca de obicei. Vineri, luni, marți, miercuri, joi. De ce? Păi de când ai fost ultima oară? Vineri. Acum? Vineri asta? Da. Da? Da. Ce-ai făcut? Revenge dress. Bine, hai, am glumit. Revenge dress, bravo. Revenge dress, da. Stai să mă gândesc cine...
Cine n-a mai fost de multă vreme în atelier? Silvia una, Larisa doi. Nu, trimite pe Silvia să ne bucurăm de... Deși aș vrea să-i distrug acest outfit relativ drăguț. În schimb, o trimit pe Larisa. Erai pregătită, nu? Simțeam. De ce ea voia să meargă. Nu, am vrut să te ajut, să știi... Am vrut să ajut pe cineva care avea un accesoriu pentru ceea ce vreau să vă propun, dar... Asta era accesoriu? Poți să iei, că și Larisa, uite că se pregătise, că sper că n-a uitat Ilinca fetele, că azi e săptămâna în care trebuie să-și facă ținute exact. Din cel puțin trei articole vestimentare. Nu am uitat. Cel puțin trei, Iuliana dragă, da? Silvia, Lina, Denisa, Beatrice, Marisa. Și eu am făcut săptămâna trecută. Fetelor, nu am făcut. Așa e, Marisa, ai și lenjerie intimă. Sper că realizați că cine nu are cel puțin trei, indiferent de cât de... Și eu. Două. Da. Să pune... Le taxăm. Am spus foarte clar. Săptămâna aceasta, styling din mini în trei piese. Gata, fetelor, vă rog. Taxăm styling-ul, cele trei piese. V-am reamintit de cel puțin două ori. Fetelor, gata, v-am rugat de trei ori deja. Fetelor, ce e aici? Piață. Taxăm, așa cum a spus Moris. Cele trei piese, scandalul, bârfe ieftine, sterile, asta taxăm. Și ținute nereușite, bineînțeles. Mai vorbim. Ce face astăzi Larisa în atelier? Larisa astăzi în atelier o să facă o rochie simplă, care se numește rochie șasuble. Și acum? Și acum merge în atelier la Larisa. Și acum Larisa în atelier face o rochie... Nu plec până nu înțeleg. Șasublă. Adică ți-o suplă? Deci este o rochie care te duce... E fără mâneci, în primul rând. De-aia vreau să... Da, ce ai pe dedesubt? Oie, este pe bohoșică astăzi. Mm. Mă rog. E mișto. Care ai rămas cu ea din gală, nu? Nu, am avut altceva în gală. Și este inspirată, îți dau un indiciu, din... ținutele cameristelor. Cameristelor. Bună. Și aici să mai dau un ultim indiciu. Se poate confecționa, deci se poate croi în așa fel încât să fie parte peste parte. Lungă, scurtă? Și fără mâneci. Depinde de cât material ai acolo, de preferat scurtă. De preferat scurtă. Bine. Îți expui ce ai. Hai, gata, prea mult. Te mai ajut pe parcurs. Păi și-ai spus că am un accesoriu care m-ar ajuta. Care e ăla? Păi nu, te-ar fi ajutat o altă bluză, un col rulet, mă rog, altceva. Dar nu, asta zic. Nu, a spus că a căutat printre am concurente, căutat printre concurente o piesă care găsit, să ajute. Da, am găsit. Tocmai eram... Deci trebuie să fac o rochie, vreau să fiu clară. Da, să nu înțeleg. Termenul, da. Trebuie să fac o rochie scurtă și asuplă. Da? Petrecută fără mâneci. Inspirată din ținutele cameristelor de odinioară, care poate să fie parte peste parte și de obicei ea nu are mâneci. Și acum Larisa fuge în atelierul Bravo Style. Multă baftă îți doresc. Mari Boghi vă salut cu drag și astăzi Hristos a înviat, vă spun și vouă. Adevărat a înviat. Ce faceți? Ce ați mâncat? Am mâncat de toate. Mi-am revenit din răceală, am fost acasă la mama. Oh, ce bine îmi pare să aud asta. Adevărat a înviat. Îmbrățișez. Cu mare drag. Mai ce frumoasă aici, mă. Lăsați complimentele. Lăsați vorba. Eu zic să vă puneți pe treabă, dacă că timpul timp este limitat. Exact. Ne punem. După ce am mâncat atâția cozonaci, eu trebuie să fac o rochie șasuplă. Și mișcare un pic. O facem. Ce fel de rochie, Larisa? Șasuplă. Șasuplă. Bine. Perfect. Spor la treabă, vă doresc. Mulțumim. Revin la voi mai târziu. Deocamdată aș vrea să dăm startul defilărilor aici în platou. Prima care vine să ne arate ținuta este Denisa. Vino. Bun găsit, Denisa! Bine te-am găsit, Ilinca! Ce te face fericită? Totul, Ilinca. Totul? Da, totul. Așa, general?
Da, nu, de obicei încerc să nu facă fericite lucrurile, pentru că n-aș fi fericită. Bine, cine te face fericită? Toată lumea. Mai ales Larisa o face fericită. Nu, Denisa, te rog, nu minți, pentru că te-am arătat o fotografie. Și... Ce fotografie? Uite că o fotografie, dar nu mai cutează, nu vreți să dezbatem, însă... A, nu vreți să dezbateți, doar ați aruncat așa o săgețică? Băiat, e fotografie un băiat? Da. Nu spune despre ce. Nu spunem. Era un peisaj. Și lângă băiat cine mai era? Un peisaj. Denisa și un băiat... Egal, love? Mie Doamne, am trăit să o vedem și pe asta. Mi se pare că ne grăbim puțin. Ne grăbim. Păi stai, Denisa, Doamne, iartă-mă, acum mai știu cum e să ieși cu un băiat în oraș, nu? Dar mereu am avut Ilinca, doar că nu, ne grăbim de la poză, unde s-a ajuns, Ilinca. Lasă că ajung eu și la poză, da. Scot eu de la voi ce trebuie să scot, deocamdată spunem povestea. Ilinca, astăzi merg la un coleg bogat acasă, organizez o petrecere în pijamale. Și părinții lui sunt plecați și putem să facem ce vrem acasă. Pe principiu l-au mai rămas bucate după masa de Paște și atunci a zis să faceți ceva, nu? Da. Da, perfect. A fost astăzi mare panică în culise, fetelor. Vai, ce s-a întâmplat, Ilinca. Vai, de capul meu. Drama. Deja că zic ce s-a întâmplat, o să fie oricum săptămâna neagră asta. Mai spune că începe să plâng. Iluminatorul Iulianei. S-a vărsat iluminatorul? Da, și Silvia l-a vărsat. Vedeți, s-a vărsat iluminatorul, se schimbă make-up-ul, veniți. Silvia. Iulian era? Da. Nu era Iulian, era ăla care mă dădea mie. Ăla cu care se dădea pe ploapă. Acum o să fiu nevoie de ce-ți schimb make-up-ul. Vai, dramă, nu se poate, nu. Sunați la poliție. Silvia, ce ai făcut? Și tocmai Silvia a făcut asta. Iuliana, la duc dacă vrei. Vrei? Nu mai. Păi și tu ce? Dar lasă, bine că m-am chiar pe astăzi. Denisa, ai strâns ăla? Nu, stai aici. Frate, nu mai panicați. E aici pentru toată săptămâna, Iuliana. Uite, stai aici. Să nu-l strângeți. Lăsați-l acolo. Păi, dar cum s-a întâmplat cred așa ceva? Silvia, după ce și-a terminat make-up-ul, a aruncat iluminatorul. Nu. L-a lovit din greșeală, nu știu cum. Eu cred că a făcut iar Iuliana, de acum înainte, bănuiesc că nu o să se mai dea cu iluminator pe ploapă. Are un machiaj mat. De-aia nu strălucește astăzi. A dat, a pus. Astăzi, de fapt, a apucat, da. Și-a puțin? Fin. De aceea nu strălucește astăzi. Ați observat subtilitatea, da? Nu. Ce vrei să spui, Denisa? Nu, Iuliana, că ai apucat, asta a fost după ce te-ai machiat tu, da. Da. De mâine o să vedem ce se întâmple. Nu știu ce să fac, Ilinca. Dar nu cred că mă opri pe mine asta, fără eu rost de alt iluminator. Îți revii, sunt convinsă. Da. Și oricând putem cumpăra altul, deci... Eu nu cumpăr. Păi nu tu, dar Iuliana, sunt convinsă. Da. Tu le arunci. Păi ai, să faci bine să iei iluminatorul, fete, înapoi, mă, Silvi, nu am bani, nu am bani, știți că nu-mi permit. Săracă. Aia era. Da. Iuliana? Da. Acolo trebuie să... Ținuta? Îmi place... Este un costum, nu? Da. Îmi place costumul, îmi plac sandalele foarte mult. Plicul l-am mai văzut. Slipul? Plicul. Aplicul. Cu ce ai înțeles? Slipul, nu știu exact ce o poartă. O pijama drăguță? O pijama drăguță, da. Se potrivește poveștii. Da. Nu-mi place că ți-ai dat cu slipici pe sprâncene. Acum îmi trăluce și eu. Ai tocmai tu spui asta. Da. Așa, nu-mi place foarte tare colierul. Nu-ți place? Nu-l văd neapărat în ținută. Eu îl văd. Da. Dau să mă găsești. Bine, văd și foarte bine ce pot spune. Mulțumesc. Marisa? Mie îmi place pijamaua pe care o poartă, mă rog, costumul pijama, îmi place și clacul pe care l-a ales, îmi place că e în stilul ei, nu neapărat că l-aș fi ales eu. Sandalele sunt ok, sunt foarte frumoase, aș fi schimbat doar coafiura, atât. Nu mi se pare că e cea mai potrivită, nu știu, ai avut-o la un dat într-o zi o coadă, ți-a făcut-o Andreea, nu știu, cu o cărare pe o parte, stătea super cu ea. Da, nu se potrivea. Pe aia și văzut-o. În acest context nu se potrivea. Și perlele mi se par aruncate acolo, dar tot în stilul ei, adică le văd în ținută și le văd. Chiar. Îmi place ținta. Vezi destul de bine. Mulțumesc. Mă bucur să aud comentariile voastre pline de optimism și de pozitivism. Fetelor, hai să ascultăm și părerile juraților. Denisa, te rog. Mulțumesc.
Bună, bonjour, dragă. Aș vrea să vorbim despre mai multe aspecte astăzi. Putem vorbi, Maurice. Primul aspect, al treilea articol, a treia piesă, de fapt, să înțeleg că e băiatul. Da. Și ai zis că dacă ai un băiat care este o piesă, să deducem și noi că tu porți trei piese cu tine și pe tine. Da, nu am vrut să se canibalizeze, cum zice Iulia, piesele între ele. Ai vrut să-l lași pe el să rămână așa... clean. Ce am vorbit noi, stimată concurentă Denisa? Ce am vorbit? Cine a spus să-i memoriz? Eu. Durățușcă, durățușcă, v-am rugat foarte mult. Da, dar chiar nu am luat atât de... Faptul că eu vă rog ceva și luați în derâdere sau că noi vă rugăm ceva și luați în derâdere, mea voastră. Dar... Beatrice, vi s-a spus nu odată, de două ori chestiunea asta aceasta. Asta nu înseamnă că n-am făcut styling-uri bune pentru că n-am avut trei piese. Nu ne interesează. Deci, săptămâna aceasta aveți o temă. Prezentați ținute formate din cel puțin trei piese vestimentare. Maurice, eu eram în atelier în acea zi, sincer, și n-am avut față. Denisa, lasă aceste ghidușii deoparte. Ținuta, să știi că în mod normal mi s-ar fi părut simpatică. Îți vine bine? Vreau să mai spun o întrebare. Tu ți-ai cumpărat aceste sandale pentru că îți plac? Da. Sau pentru că se poartă? Nu, pentru că îmi plac. Dar ce-ți place la ele? Penajul. Penajul? Dar așa forma, cum se descrie piciorul, tocul, bareta, ți se par... Da, mai chiar, bareta. Chiar te animă. Da. Realmente. O animă-o, dar nu o prea flatează. Pe mine, da. Ei, hai să nu exagerăm acum, Iulia. Hey, Denisa. Denisa, calificativul îl vei constata singurică, la final. Bă, nu-i schide bine. S-a spus foarte clar. Dar nu știu care, adică trebuia să mai pun încă ceva. Două, da. Sau să faci o ținută care să comporte cel puțin trei piese vestimentare. Dar sunt destul de... E foarte greu, Maurice. Nu sunt piese simple, nu un costum simplu. Nu, este adică... foarte greu, da. Pentru că nu ai atâta piese... Da, și a venit poate vara, pui cald, trei, adică... într-o zi înseamnă că probabil fetelor, nu mai negociem. Mademoiselle la stilist de mod internațional. Păi dacă vi se pare greu să faceți o ținută din trei piese vestimentare cel puțin, v-aș ruga să părăsiți platoul. Păi nu ai, Maurice. Zi mersi că nu ți-am dat să faci din 15 piese cum am făcut eu ieri la shooting și s-arate și bine. Eu pot. Atunci demonstrează-ne. Dar consum ținutele și rămân. Nu ne prea interesează. Cu membru al juriului. Vă rog frumos, fetelor. Vorbește Maurice și vă rog să-l ascultați. Și a mai spus asta tot el. O dată, de două ori, de trei ori. Acum vă spune din nou. El vorbește, voi ascultați. Punct. Și nu v-am spus să faceți asta până la finalul concursului. V-am rugat să faceți asta o săptămână. Am făcut săptămâna trecută. Ți-ai ales săptămâna greșită, ce să zic. Denisa, ținuta ta îmi place. N-ar avea ce să nu-mi placă personal, pentru că mie acest gen de pijama, kimono, mă rog, îmi place foarte mult. Sandalele, da. Le înțeleg, mă străduiesc, lucrez. Dar singurele care se potriveau. Se potrivesc foarte bine această combinație, se potrivește și cu geanta, îmi place ce ai făcut la make-up, dacă le-ai fi ales o variantă cu tocul mai înalt, ar fi fost și mai bine. Nu că nu ți-ar veni bine. Okay. Astea nu, le știu că astea nu sunt cu tocul înalt, dar... Bine, e adevărat, poți să le folosești în foarte multe ținute cu succes. Dar, așa cum a spus și Maurice... Trei piese. Trei piese, rămâne... mărgele nu pot fi considerate a treia piesă, să știi, din păcate, dar nu numai și pentru tine. Și de că tot a deschis discuția pisica mea despre mărgele, nici nu pot să spun că mă nebunește mărgica aia pusă acolo. Nu. Mie mi se pare că e un choker prima oară. Mie mi se pare că e un choker și chokerul l-aș fi văzut în combinație, dar mărgica aia... Păi nu, prea. Așa le-am pus, să stai mai... Mai bine lăsai fără nimic la gât și exact. Se vedea pe piele, se vedea perfect. Să știi că și eu sunt de acord cu ce au spus colegii mei, îmi place ținuta, sandalele sunt superbe, dar separat, se decupează foarte rău acum pe acest pantalon. Mai bine puneai niște papucei din aia de ai tăi superb, că ai o groază de papucei, pentru că terminația pantalonului care vine exact la unde începe acel puf, unde începe acel puf, este groaznic. În rest, mie îmi place ținuta. Și ți-ai zis, separat, îmi plac și sandalele pe care le ai. Mulțumesc. Dar ai grijă să nu le mai asociezi cu acest produs. Nu, eu așa le-am văzut. Chiar mi-a plăcut că ies cumva penele de sub pantaloni. Știu că-ți plac, na. Da. Nu este rău că ies acele pene de acolo, dar aș trebui să nu ai toc deloc la această țintă, dacă tot porți niște pijamale. Erau singurele sandale care se potriveau. Uite, mie îmi place că a pus perle la gât, dar într-adevăr nu ai trei piese. Da. Hai să vedem totuși calificativele pentru Denisa. Nu știu, să facă toate, pentru că... Exact.
Pentru că s-a luat o hotărâre, nu? Și pentru că eu respect hotărârea noastră, a colegului meu care a avut inițiativa a producției în ultimul rând și este o regulă de altfel, impusă pentru această săptămână. Deși îmi place foarte mult outfit-ul și aș fi făcut abstracție de sandale care, repet, sunt foarte frumoase și aș vrea să le mai văd în altă ținută, astăzi nu ai stil, Denisa, îmi pare rău. Mulțumesc! În mod evident că îmi place ținuta strălucitoare, dar next am trei piese, next am stil. Mulțumesc! Dragă ca la boarding school, regula e regula. Mulțumesc, am înțeles. Mulțumesc și eu, Denisa. Ai fi primit din toată inima mea o steluță. Mulțumesc, dar nu ai trei piese. Ei, uite, Silvia, că ai dat greș la accesorizare. Ai, lasă-mă. N-am spus că ți se va lua stea astăzi sau că nu vei primi stea astăzi din cauza la ceea ce s-a întâmplat. Dar pe viitor, vă rog să, dacă doriți respect, vă rog să aveți respect vis-a-vis de noi toți ce facem parte din echipa Bravo Stil. Nu e bine, e bine, Cătălin, sau nu e bine? Ce-am făcut? E next-as, Cătălin. Ce-am făcut? Next gala? Te nominalizez again? Păi atunci haide să plecăm din concurs, nu? Bravo, Aistea. Bravo, Aistea. Vreau repede să vorbesc cu Larisa. Bună, Ilinca! Bună din nou! Cum stați? Am desenat doar o mică parte pentru că vreau să vă fac surprize. Am desenat doar rochița. Aoleu. Deci o să fie parte peste parte aici. Da, arată-ne schița, arată-ne schița. Deci o să fie parte peste parte aici. Da. O să fie scurtă. Da. Și o să-i pun un cordon în talie și o să mai adaug ceva aici. Și o să-mi fac un accesoriu pentru cap. E bine? Hmm? Nu prea. Cătălin, ah, Cătă, tu ești vino, te rog, am apucat să tai. Îți mai trebuie două piese vestimentare. Păi dacă ai tăiat, ce să-ți fac? Apropo de treaba cu piesele, spune-le... Da, exact, asta este pentru ce, fetele care intră în atelier, oricine ar intra, nu este valabil a treia piesă, pentru că nu au de unde să o facă. Da, deci, de acum încolo, ca să știți. Deci, Cătă, acolo nu poți vă să vii la mine, te rog? Nu. Păi ai, deci... ai tăiat materialul? Da. Păi dacă l-ai tăiat, ce să-ți mai fac? Te rog, vino. Mai avem. Ai să știi că materialul. Nu e foarte fericit pentru că l-ai chemat în atelier, Larisa. Nu, și mai ales că l-a și tăiat materialul, a stricat materialul. Păi data trecută am stat degeaba și... Păi da, da, ai stricat deja materialul, ce să-ți mai arăt? Sărut mâna, Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. În primul rând, n-avea alt material? Păi ăsta are... Un pic de ținută. Ținută, exact. Și? Cum l-ai? Restul, nu stau drăguț. Adică, uite, am făcut aici parte peste parte și vreau ori să fac parte peste parte și jos. Da, când ți-am spus, tu știi cum se îmbracă cameristele alea? Da, un șorțuleț, așa, decoltate. Dar pe la ce zici dacă faci parte peste parte și în partea asta de jos? Da, așa. Fac parte peste parte și acolo. Da? Asta, m-am gândit, între asta sau scurtă și știam că de obicei cameristele nu o parte peste parte, în partea de jos. Ți-am spus inspirație, nu trebuie să o faci ca o cameristă, că nu te trimite acum să faci curat. Eu, pe aici, pe atunci fac parte peste parte, aș face-o până aici. Okay. Ți-am spus mai scurtă, tocmai să spui în valoare ce ai în dotare. Picioarele. Da, parte peste parte, dacă o fac scurtă, mie la lungimea asta, sincer, nu prea îmi place. Dacă o faci parte peste parte ca lumea, s-ar putea să se vadă bine. Ia gândește-te. Am înțeles și vreau să-mi pun și un accesoriu aici. Bine, vezi să nu faci o strălucire, așa, ca să nu zic altfel. Da. Am înțeles, deci și sus? Aici o să fac decoltată parte peste parte. Da. Și eu o să mă gândesc să o accesorizez. Fără mâneci, da? Da, fără mâneci, uite. Ce amanșură vrei folosi? Amanșură... Americană. Doamna Maricea. Dar mai trimite cum arată, Larisa, amanșură americană? Dar ce-și alege ea. Este așa, nu? Este, uite, cam așa. Și trebuie să ai puțin ceva aici. Hai. Da, da, da. Dar nu știu dacă poți să faci la rochia asta, dar dacă te studiești, poți să faci o combinație. Poate fi o combinație fericită. Dar hai să vedem. Și vezi că nu ai foarte mult timp, Larisa. Deci timpul este foarte, foarte scurt. Și parte peste parte aici. Da, știu. Îl tăiem pe tine. Dar să facem parte peste parte și doamna Mari, vă rog. Vă las pentru că văd că discuția este extrem de productivă acolo și nu am de gând să o întrerup. Ba, dimpotrivă, vă urez spor la treabă în continuare. Noi...
Urmărim cu drag și defilarea Marisei, care ai pregătit. Ai simțit ceva sau ce? Te-am simțit, Elinca, ca ai de obicei. Simțit, nu? Bine, da? Haide, vino să te vedem. Elinca, vrei să te bag sub acoperișul meu? Bună! Bine te-am regăsit, Marisa. Dar de ce am nevoie de un acoperiș? Nu prea-mi place cum îmi stă părul astăzi. Păi ție, Marisa, poate. Nu-ți place ție cum îmi stă părul de mie? Nu mea, Elinca. Acum chiar că m-ai răvășit toată. N-am apucat să fac o farsă de 1 aprilie. A, și încă suferi, nu? Să știi că și eu sufer pe această temă, dar nu-i problemă. Trecem peste, oricând putem să ne mai amuzăm una la adresa celorlalte. Povestea ta de astăzi? Astăzi merg pe dig în Mamaia, Elinca, vreau să prind niște peștișori. Și pentru că nu am undiță, încerc să-i bag în poșeței ca asta cu vorba bună. Să-i păcălești! Pe tine ce te face fericită, Marisa? Pe mine mă face fericită iubitul meu care mă iubește și care îngătește. Pe mine mă face fericită Pugii foarte mult. Pe mine mă face fericită familia... Dar, Iuliana, de ce avem grimase? Că eu nu am iubit care să mă facă și pe mine fericită. Stai să vezi ce nu mai ai. Pe mine mă face fericită să revenim la Pugii. Pe mine mă face fericită familia mea. Mă fac fericită susținătorii mei pentru că sunt într-un număr atât de mare și mă votează și mă iubesc. Ce mă mai face fericită? Prietena mea cea mai bună, Petro. Păi vezi că Iuliana a fost pe primul loc în gală. Deci ce-au făcut susținătorii? Am înțeles, a avut loc. Acum se mai schimbă clasamentul, Elinca. Am înțeles, da, este într-o continuă schimbare clasamentul. Am înțeles, Marisa. Și mă mai fac multe lucruri fericite, Elinca. Dar dacă ar fi să le număr pe toate, ar trebui să stăm o săptămână. Ar trebui să stăm toată emisiunea, da. Uite, eu dacă mă uit la Silvia, am senzația că ea își dorește să te facă puțin nefericită. Și eu cred asta, și Elinca. Tu crezi, nu? Și este de multe când ori. Când paranoia se instalează în capul unui om... Crezi că m-a luat și pe mine? Pe tine nu. Dar în general, pe ea, da, și pe mulți. Când ia paranoia, atunci când sunt frustrați. Știi, în general, oamenii frustrați au paranoia. Și atunci când iei în sufletul lor... Dar nu aș vrea să fii răutăcioasă. Dar fii atent, atunci când în sufletul tău bun zac anumite chestii nebune, le vezi în ceilalți, de obicei. Știi? Asta se întâmplă în viață. Când ești bun cu adevărat, n-ai cum să crezi că ceva îți vrea răul. Uite, eu personal niciodată n-am crezut că ceva îmi vrea răul și nu cred nici acum. Ei, ea tot timpul are senzația că cineva îi vrea, cum aș fi eu. Se înșala malnic. Să trecem la ținută. O să iau apărarea de această dată, pentru că eu am fost cea care am indus cumva și am adresat o întrebare. Ea te-a susținut în afirmație. E adevărat, însă eu am pornit așa discuția. A fost o glumiță, dacă vrei, pentru că știți că îmi place să vă tachinez. Unii oameni nu tolerează glumițe, ți-ai dat seama. Și dar eu am renunțat. Știu că tolerezi. Nu, eu da, dar eu am renunțat să glumesc cu anumite persoane. Pentru că... Păi uite, am glumit noi acum cu tine. Da, să discutăm despre ținută. Da. Ținuta, uite, normal, alb peste alb și peste alb, n-ai cum să fie greșit. Eu nu văd sub nicio formă cea de-a treia piesă în această combinație, chiar nu o văd sub nicio formă, nu văd încălțămintea în această combinație. Care e a treia piesă? Acest corset. Corsetul? Da. A, nu e o salopetă ce porți pe dedesubt? Nu e salopetă. A, bun! Port o pereche de pantalon scurt și un top și un corset. Eu am crezut că este un pantalon cu o bluză. Ce porți, dragă? Un pantalon scurt, un top și un corset. Marisa, minți? Da. Eu așa am văzut. Na. Are și pălărie. Dar nu văd suprapunerea aceasta în acest tip de styling și nu-mi plac încălțările. Aș fi pus platformă, aș fi pus ceva cu o talpă și geanta iarăși nu o văd cu acest... Nu văd. Se poate purta când nu ești foarte, foarte pretențios, dar este ok. Am înțeles. Iuliana? Da. Îmi place ținuta, îmi place că ai asortat geanta cu pantofi, cu papucii. Îți plac cele trei piese, Iuliana? Da. Sincer să fiu, mie îmi place corsetul și îmi place și salopeta, dar, cum a spus și Silvia, nu-l văd neapărat corsetul peste această salopetă. Nu mi se pare că arată bine. Știi una care peste e problema? Alta. Arată un pic chinuit, așa. Nu, chinuit nu e, e un pic pare mare, că acum văd că nu prea îmi stă mie pe umăr. Da? Wow, ce bine arată la televizor, Iuliana! Wow, haide, mine!
mie îmi place mult. Cu mărimea, are legătură cu texturile, cu alte lucruri, nu cu mărimea. Așa, Iuliana, ce mai spuneai? Atât. Mulțumesc. Îmi place că ai păstrat mantra asta de bej și n-ai pus altă culoare. Mulțumesc. Plăcere. Să vedem ce au de spus jurații despre ținutata formată din două. Aproape trei, Linca. Aproape, aproape în fața lor, te rog. Bună! Bună! Nu te mai ascunde sub pălărie, pentru că tot n-ai trei piese. E o ținută haioasă, drăguță, de foarte vară, dar nu contează asta, Doamne ferește. Mi se pare că topul acela din satin, sau din satin, din ce e făcut? Sunt niște franjuri, da, din satin. Lipiți cumva între ei. Da, nu se potrivește foarte bine cu pantalonul cu volănașe și... Nu îmi plac deloc papucii pe care ai în picioare. Absolut deloc. Trebuia să găsești ceva care să te înalțe puțin. Categoric, m-am săturat de tocuri, por doar tocuri. Categoric, m-am gândit eu știu, să fac și o ținută un mai. Un pantof cu o talpă de plută înaltă, 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 mi-ar fi plăcut foarte, foarte tare. Coșul, nu știu la ce pește te duci tu pe dig, dar nu îmi place. Ai grijă, nu cu ce? Ai grijă cu peștii pe dig. Nu, dar ce ai zis de coș? Nu-mi place. Nu vor sări peștii ăștia în coș? Așa? Ce e urât la vor, un coș? Peștii ăia pe care îi cauți tu nu vor sări în coșulețul ăla. Dar pentru că le-ai coș de pâine, practic. Sau... Peștișorul auriu nu vine la coș de la, vine la altfel de coș. A, vine la coș de brand, Cătălin, iartă-mă. Păi da. Iartă-mă. Atât cât așteptai tu ca să zici replica asta. Mai bine zi una, două, trei... Două piese. Raluca, vreau să spun, de unde știi tu că eu nu port trei piese astăzi? Bine, sunt sigură că aveți lingerie. Ai lingerie, da, știu, da. Nu asta, de unde știi că nu port un pantalon și un top? Arată-ne top. Desfă corsetul. Arată-ne top. Dacă le-a rost topul de la mine, este Luță, jur. Păi, da, mă pune să mă dezbrac sau cum? Păi, dacă ai zis că ai trei piese, nu văd patreia. Ghinionul tău, Pășărică, este că toți trei de la această masă cunoaștem piesa. Aha. Dar poate eu am tăiat-o pentru această emisiune, pentru că știam că trebuie să fac trei piese. Să am trei piese. Dacă e o rochie și o tai în trei, nu înseamnă că ai trei piese pe tine. Nu, și o tai în două. Și am două și una trei. Și decolezi un pic, escaladezi un pic în... Da. Dragă, îți vin foarte bine pantalonii aceștia, fără discuție. Într-adevăr, așa cum a spus Cătălin, topul acela satinat nu se potrivește. Și nici cu textura aia, cu rafie, cu pantalon, cumva așa, da? Oricum ar fi... Pasteluță. Drăguță ești. Două. Și drăguță e și ținuta. E dragă, e, e. Da, da, da. Și tu și ținuta. Dar Steluța nu e drăguță, azi nu ne face cu mâna. Auzi, Marisa, dar ce-ar fi să încerci tu să personalizezi aceste piese? Coșul și papucii. Bună idee, da. Ia am să încerc asta. Poate atunci o să nu intre... mai luați lucruri ca atare din magazin, mai ales când arată așa. Faceți-le și voi să arate mai bine, nu? Chiar ți pare că arată rău? Așa, papucii, da. Papucii, ai zis că îți plac și ție. Îmi plac, dar i-am văzut deja o dată. Acum trebuie să faci altceva cu ei. Deci aștept să văd cum o să-i personalizezi. Și coșul. Și încearcă să nu mai freci pălăria aia atât de mult, pentru că ea nu este făcută în așa fel încât să stea cu borul ridicat cum vrei tu. Știu, da, dacă vrei ca borul să stea așa cum vrei tu, folosești un nac pentru pălărie. Aceasta nu e genul de pălărie unde luăm borul, haț, îl dăm peste cap și el stă. Moriz, am luat peste cap ca să nu stau așa în fața ta. Nu, pun-o în așa acul? Fel încât să stea cum trebuie pălăria. Moriz, de unde se ia acul? De la mătușa? De la mătușa Endora. E, poftim. De la mătușa Endora. Ia avea acel Marisa, de pălărie foarte frumoasă. Mie mi-ar fi plăcut această salopetă dacă ar fi existat și un element eventual negru la gât, făcea o chestie, nu știu, punctai cu ceva negru, că era un șiret, că era o panglică, că era nu știu ce. Nu-mi place deloc, în schimb, în combinație cu acest corset. Corsetul peste salopetă arată nenorocire. Lăsând la o parte că ele două nu au nimic de a face, salopeta și corsetul, decât să spunem o singură chestie. Se potrivesc cromatic, dar asta nu înseamnă nimic. Chiar dacă s-ar fi potrivit, corsetul îți vine groaznic. Deci tu ai văzut ce se întâmplă în zona bustului? Mamă, dar ce cuvinte dure folosești, Maurice! Să-l dau jos acum! Ia de-l tu jos, Marisa. Mă ajuți Ilinca cu lavaliera? Uite, acum se dezbracă concurenta. Ilinca nu mai are nicio păi da, pentru că dacă ai provocat-o... Știți cu toții că nu am trei piese, am două. Bineînțeles că știm cu toții că nu ai trei piese.
Bună! Da, mie îmi place mult mai mult cum arată salopeta. Bună! Așa. Dacă ți-ai fi pus un șnur negru la gât, după cum îți spuneam, sau un choker negru, o bandă de rips, o panglică, ce vrei tu, ar fi fost mult mai bine. Și ca să susținem treaba asta neagră, dacă făceai lucrul ăsta la gât, evident, ceva negru în picioare, în picioare. Într-o zonă la fel de fetițistico, nostalgico, cum vrei tu. Nu-ți vine rău deloc salopeta, vine foarte bine în alb. Din păcate, Marisa, nu ai trei piese astăzi. Hai să vedem calificativele. Deși la cât de multe accesorii port astăzi pe mine, ar trebui să se pună ca o piesă. Adică suma accesorii în regală, da. O piesă? Da, 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 da. Hai mai bine zic eu altceva, Marisa. Tu ești piesă, dar astăzi n-ai stil. Mulțumesc. Da, din cauza faptului că nu ai trei piese, ești depunctată și, evident, și din cauza faptului că astăzi nu ai făcut un styling care să merită o steluță, da? Dar ești drăguță, rățușca, și stai superb în alb. Da. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, Marisa. Elinca, Elinca? Voi, da, Marisa. Îmi rog susținătorii să nu se lase intimidați de către jurați și să mă voteze și astăzi. Eu îi rog pe toți susținătorii fetelor să pună mâna, să intre chiar acum pe bravoistil.canalde.ro, secțiunea concurente, și evident să-și susțină acolo preferata, indiferent care ar fi ea. Beatrice, tu ești pregătită? Totdeauna. Vociferări multe, multe, multe am auzit. Da, hai, o să plec acasă, ce mai, că se știe. Asta e problema acum. Da, ce să facem? Hai, hai, hai că poate noroc cine. Bun găsit, Beatrice! Ce te face fericită? Uite, piesa asta pe care n-am ales-o eu, dar nu mă așteptam să fie atât de bună, să mi se potrivească. Dar tu crezi, Beatrice, că împreună cu piesa asta o să aveți trei piese? Aș putea, nu? Nu prea. Deci muzica te face fericită. Muzica mă face fericită. Un răspuns, iar povestea de astăzi? Și iubirea mă face fericită. Foarte frumos. Povestea de astăzi, o poveste reală. Pentru că noi așa am mai spus multe povești reale în platou. Parisul lovește din nou. Știi că așa. Am fost la Paris, știe toată lumea cum ce și cum așa. Și după atâta mâncare, gata, Irinca, nu mai mănânc. Vreau să beau un pahar de șampanie cu Catalin. Și cu Regina și cu Moris și cu Ilinca și da, cu mine. Ne luăm amândouă de mânuță și mergem și noi la Paris. Iulia și cu... Da. Alina? Mie îmi place ție, tata Beatrice. Îmi place foarte mult cum ți-ai făcut părul astăzi și știu că ai făcut asta în timp record. Felicitări. Mulțumesc frumos. Nu găsești geanta potrivită. Cred că ai fi putut să pentru te șampanie, foarte păi, ușor de ea. Cum nu? Nu mi se pare mie potrivită pentru Paris. Aș fi optat eu pentru altceva. A, știu ce... Poșetății s-ar fi părut potrivită pentru... Hai, să râzi, nu e aia. Sandalele vășpele potrivite, îmi place look-ul tău. Chiar îmi seamănă cu un podium, ca să zic așa. Mulțumesc frumos. Inspirată. Da, inspirată pe un podium. Nu știu, chiar asta mă uitam, dar nu știu. O să o întreb în pauză. Otilia? Îmi place ținta lui Beatrice. Îmi place tot, e drăguță, este bine. Geanta nu o văd așa potrivită nici eu. Și picioare ce porți, că n-am văzut foarte bine. Da, sunt ok. Da, îmi place ținta. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, Otilia. Să vedem dacă și jurații sunt în acord. Fetele, în fața lor, te rog. Beatrice, inutil să spun că îmi place ținuta. Mulțumesc. Îți vine foarte bine cămașa, îmi place cum se descrie acolo piciorul pe crăpătura fustei și sandalele, îmi plac părul. Dar nu să știi că pentru mine contează și asta, Ralu. Chiar dacă nu e o steluță, faptul că am nimerit o ținută care îți place, și felul în care te-ai coafat. Mă bucur. Mulțumesc frumos.
E reușită cu afiura, cred că ai fi putut să fii mai inventivă în ceea ce privește alegerea genții. Ținuta îți vine bine, o ținută armonioasă. Măi, când faceți madrigale din astea, așa cum le numesc eu, fiți mai atente la mixul pieselor, pentru că nu e cea mai fericită cămașă din lume, nu e nimic greșit. Dar eu cred că puteai să fii și mai statuară, puteai să fii și mai convingătoare, și mai structurată. Repet, nu e nimic greșit. E o ținută de altfel ok. Vorba Iuliei, numărătoarea... Lasă de dorit. N-am căzut pe subiect la numărătoare. Bine, ai putea pe viitor să încerci și alte combinații, pentru că fusta nu este neapărat cea mai actuală. Este vorba de material care nu este neapărat ceea ce este in acum. Dar poți, păi da, nu, altfel n-ar fi avut combinația asta mi se pare puțin de moda. Și trebuie să ai o maletă și cu totul altceva, încă o piesă pe deasupra sau un bru foarte spectaculos. Și atunci ar fi ieșit altfel în evidență acel fermoar, care de altfel este frumos ca detaliu. Da. Dar mă deranjează puțin în combinația asta. Nu, pe voi nu vă deranjează? Nu vi se pare puțin? Pentru șampania cu mine, nu. Am înțeles. E perfectă. Las, dragă. N-ai invitat și pe noi să știi așa? N-am văzut ce material. Nu s-a dat aproape ca și tine. Nu știu, nu mă deranjează materialul. Este genul meu de ținută pe care eu aprob. Da, astăzi ești top de... Dacă stau să mă gândesc, da, hai, nu mă gândesc așa de vreme. Este până acum cea mai frumoasă ținută pe care am văzut-o. Ești foarte sexy, ești foarte frumoasă, ești foarte glam, ești foarte pentru întâlnirea cu șampania, indiferent pentru cu cine pahar de șampanie, da. Da, îmi place. Într-adevăr, puteai să iei și altă poșetă în care să ținte doar cardul și altceva. Am ales asta suficient. Pentru că avea detaliul acesta și mi s-a părut cumva fermoarul ar necesita și poate aș fi schimbat și pantoful. Nu prea, prea multe barețele pentru mine, dar ești foarte bine. Calificative. Ai fi primit din toată inima mea o steluță. Mulțumesc. Dar nu ai trei piese. Ei, uite, Silvia, că ai dat greș la accesorizare. Ai, lasă-mă. N-am spus că ți se va lua stea astăzi sau că nu vei primi stea astăzi din cauza la ceea ce s-a întâmplat. Dar pe viitor, vă rog să, dacă doriți respect, vă rog să aveți respect vis-a-vis de noi toți ce facem parte din echipa Bravo Stil. Nu e bine, Cătălin, sau nu e bine făcut? E nextaz, Cătălin. Emily, mi s-a părut că a avut ținte mai slabe decât ale mele. Next Gala? Te nominalizez again? Păi atunci haide să plecăm din concurs, nu? Încor. Ai fi primit din toată inima mea o steluță. Dar nu ai trei piese. Culturica. Oricum este pentru mine suficient că m-a plăcut. Și din partea mea ai fi avut steluță, Beatrice. Mulțumesc. Of, Moris, numai tu ești de vină. Cred. Moris e divin, nu de vină, Beatrice. Exact. Îți mulțumesc tare mult. Larisa e pierdută în hotel. Au. Asta, în atelier. Te-ai regăsit, Larisa? Doamna Mari, mă taie! Doamne, ferească Dumnezeu! Taie pe mine aici. Sunt stresată, sunt panicată, se sunt crispată. A se lucra pe mulaj, dragă. Da, dar eu sunt crispată. Dar rău. În spatele de ce stă Boghi cu un carton de prăjituri? Adică doar carton. Pentru că pregătim. Este un accesoriu pentru dar ca... Dar ce, dragă, te tunde la sub braș, ce-ți face de stai cu mâine aici la sub braș? Mă împilează. Așa, deci... Am văzut că ai fost la salon în weekend și te-ai pregătit de Paște, că tu vrei să fii de Paște, tă, exact, frumoasă cu totul. Exact. Și l-ai așteptat și pe celelalte colegi ale tale. Da, exact, care au întârziat. Care nu mai veneau, da. Bine, faci ceva la rochia sau nu? Da, cătă, normal. Am ales să fiu o bombonică astăzi. Și ce faci cu rochia? Păi acum lucrez la ea. A, bine. Păi nu te mai întrerup atunci din muncă. Îmi spui tu când vrei să vorbești cu noi, dacă ai ceva de arătat, dacă ai ceva de spus sau de întrebat. Da, Larisa? Am ceva de arătat. Bine. Asta cred că a fost pentru susținători, corect? Pentru voi. Mulțumim tare mult atunci. Hai să vedem cine urmează la defilare. Otilia, care ce să vezi, astăzi am senzația că a picat pe temă. Hai, Otilia.
Bun găsit, Otilia! Bună, Ilinca! Mi se pare mie sau ai trei piese? Chiar am! Ce drăguț! Otilia s-a pregătit pentru astăzi? Da! Spune-mi ce te face fericită! Pentru că pe mine mă face fericită iubitul meu, mă voi duce cu el... Îți gătește și ție? Îmi gătește și mie, Ilinca, și chiar gătește bine și iubitul meu. Mă bucur! Eu am o întrebare. Îți gătește și ție, dar cui mai gătește iubitul tău? Păi nu, da. Nu, Iulia, că era atentă. Păi nu, era o întrebare capcană, dar Otilia a răspuns. Am fost foarte atentă. Gătește. Am fost foarte atentă. Oti. Da. Nu era capcană, măi, Iulia, mă referea la faptul că și Marisei îi gătește iubitul și de asta am întrebat-o și pe Otilia. Unde spuneai că te duci astăzi? Mă duc cu el în oraș, Ilinca, mă scoate în oraș. S-a săturat de atât. Exact. Da. Bine, să mâncați ceva, mă gândesc. Normal. În oraș, nu? Nu, să... După Paște. Să cumpărăm ceva. Să cumpărați da, ceva? Nu mai bă, e poveste nouă, mă. E nouă? Bravo. Eu sunt încântată și las-o așa. Oti, dar tu știi că dacă nu înveți să faci cozonac, nu te va cere de nevastă, nu? Nu, nu știam. Aoleu. Asta. E, ai aflat acum. Da? Aoleu. Nu știam, Iulia. Aoleu. Iulia, așa ți-a întâmplat ție? Nu recunosc. Da, bucătărești toată ziua? Eu mă, nu mă face să mă emoționez acum. Eu cred că în cazul fetelor situația se prezintă mult mai ușor. Marisa, ținuta cum se prezintă? Otilia astăzi este o chiutesă, cum ar spune Moris. Mie îmi place costumul, îmi place și trenciul, îmi place nuanța trenciului. Nu aș fi pus acea centură acolo. Mi se pare mult prea... nu bădăran e cuvântul, dar masiv. Mi se pare mult prea masivă pentru finețea, da? Pe care cumva o prezintă costumul. Ia, arată-ne și nouă centura. Aș nu mai arăta. Aș fi scos cerceii pe care îi poartă, parcă ar fi accesoriile pe care le are în continuitatea junurului de la Palton. Păi... ochelarii da. Sunt drăguți, îmi place că... Se potrivesc. Îmi place că Otilia chiar a început să facă chestii. Aș fi scos și geanta, sincer. Cumva mi se pare imprevizibil pentru Otilia că a ales acel model de geantă, dar nu-mi place în mod special. Am mai purtat geanta asta. Nu mi-aduc aminte. Da. Per total, eu aș da o steluță Otiliei. Poate că o va și primi, vedem la final. Mulțumesc, Marisa. Hai să vedem ce au de spus jurații despre ținuta pe care ai conturat-o pentru astăzi. Otilia, în fața lor, te rog. Bună. Bună. Bonjour. Da, ai trei piese. Dar asta nu înseamnă că ai un styling foarte frumos astăzi. Cât mă bucur că ai spus asta. Da, păi nu conta pe faptul că dacă ai trei piese și sunt puține cele care au trei piese, nu știu, nu le-am văzut pe toate, vei primi neapărat steluță. Nu știu, nu e un verdict acum, Doamne ferește. Nu îmi plac cizmele pe care le ai în picioare, le-am văzut când ai defilat, nu se potrivesc, nu-mi plac, sunt urâte. Nu-mi place nici geanta. Compleul pe care... Poți să dai puțin să văd ce... De piesul pe care le-ai, sau ce... Sunt două piese, da? Da, da. Este o rochie și niște pantaloni. Bătrânicioasă, urățică, nu te caracterizează deloc, nu te complimentează pe tine oticea frumoasă deloc. Cerceii nu sunt din acest film deloc. Bine, dau și cerceii. Nu, lasă, că nu te-am... Eram indecisă. Trebuie să te jurizeze și colegii mei. Nu. Și poți să văd și poșeta, te rog frumos. Dar restul mi se pare că se potrivește tot. Da, nici ea nu e frumos. Ei se pare că se potrivește tot, doar cromatic. Cromatic, atât. Da. Situația e felul următor. Indiferent de faptul dacă ai o ținută bună sau nu, indiferent dacă îmi place sau nu lucrul care te prezinți, sau dacă ne place lucrul care te prezinți, Oti, tu ceri respect din partea noastră, pe care ți-l acordăm. Tu, la rândul tău, nu acorzi respect nouă emisiunii, colegilor. Nu mai vreau să mai văd din partea ta derapaje comportamentale de absolut niciun fel, pentru că altfel vor fi taxate cu... Dar ce derapaje comportamentale? Întârziat. Știi tu, nu mai luăm de la capăt. Să nu mai aud vreo muzică, vreo piesă pe care ne-ai ales-o tu, că nu răspunzi la telefon, că nu dai piese la timp, că nu la filmări, etc. Toate acestea sunt lipsă de respect față de colegile tale, față de noi toți. Nu, am trimis toate melodiile și am trimis tot la timp. Adică nu mi-a pus toate piesele sunt alese de mine. Acest lucru e valabil și față de toți ceilalți care formăm echipa Bravo Style, pentru că aici nu este vorba numai de noi, cei din platou, este vorba de o echipă mare. Știu că... Echipă ce se află în spatele acestui show. Eu îți povestesc ce s-a întâmplat.
Chiar mă deranjează pentru că nu mi se pare normal. Nu, nu mai, stai atent, Otilia, nu mi-ai explica nimic. Vreau doar să te rog. Astăzi nu te voi taxa, dar vreau doar să te rog insistent. De astăzi înainte și, în general, regula aceasta e valabilă pentru toate concurentele. Când un membru al echipei noastre vă roagă să faceți ceva, când sunteți rugate să vă prezentați în platou, la timp, orice, așa trebuie făcut. N-am spus că ți se va lua stea astăzi sau că nu vei primi stea astăzi din cauza la ceea ce s-a întâmplat. Dar pe viitor, vă rog să, dacă doriți respect, vă rog să aveți respect vis-a-vis de noi toți ce facem parte din echipa Bravo Steel. Bine. Dacă întârzi o oră jumate, nu prea ai, Otilia. Bine, nu mai continuăm. Da. Dragă, bine că ai dat jos cerceia, n-au nicio legătură cu ținuta. Asta este o greșeală mare pe care o faci. Pentru că, nu știu, mie mi-arată cel puțin că la o ținută oarecum bazică, formată într-adevăr din trei piese, dar destul de bazică, tu nu intuiești care ar fi sau care ar putea să fie bijuteria potrivită. Dar am și spus, Moris, că nu... Aici s-ar fi potrivit niște cercei clasici, aceia tip ou din chihlimbar, pe care îi găsești în foarte multe locuri, fie pe filigran argint, fie pe aur, it's up to you. Deci tu decizi în ce direcție o cotești din punct de vedere al culorii metalului, dar ăia ar fi mers foarte bine. Geanta este și ea aleasă greșit, nu are nicio legătură centura pe care o porți cu acel lanț al genții. Astea sunt niște greșeli, tu vezi, destul de mari, pentru că neavând foarte multe piese, ele ies și mai mult în evidență. 1 și 2. E foarte important, chiar și când fac o ținută bazică, să arăt, să demonstrez că știu care sunt accesoriile potrivite. Și v-am dat exemplu de atâtea ori, ținutele de red carpet, care de foarte multe ori se referă la o singură rochie, o singură piesă, dar care poate fi ruinată, rochia respectivă, de încălțările nepotrivite, claciul nepotrivit, bijuteriile potrivite. Mie, neplăcându-mi deloc accesorizarea pe care ai făcut-o azi, nu pot să spun că mi se pare o ținută reușită, chiar dacă ai trei piese. Calificative? Da, am încercat să respect ce ai spus, Moris, și... Asta este foarte bine și apreciez. Eu am o vagă senzație că nu s-a încercat neapărat să respect acest lucru, ci s-a întâmplat ca unul dintre voi să aveți trei piese. Nu s-a întâmplat, chiar am știut. Otilia. Și asta înseamnă că toată săptămâna vei avea trei piese? Asta este întrebarea mea. Ia să vedem, mâine ai trei piese? Și eu sunt curioasă. Da, cred că și mâine. Crezi? Da. Crezi? Da. Bine, calificative. Otilia, ai înțeles de ce am vorbit? Am înțeles. Dar chiar nu mi se pare... Mulțumesc! Bravo, Stil! Mulțumesc! Mulțumesc, Otilia! Se plângea Iuliana că ea n-are domnule iubit. Păi ce s-a întâmplat, mă, Iuliana? Că eu știam altceva, nu? Din ce mi-ai povestit? Nu, ți-am zis că nu s-a întâmplat nimic. Of, Doamne, și eu am crezut că vii să-mi dai o veste bună acum după Paște. Hai, vino la defilare să te vedem. Bună, găsit, Iuliana! Bună, Ilinga! Ce te face fericită? Pe mine mă face fericită mămicuța mea și susținătorii mei, perfect și foarte numeroși. Și cam atât, că eu nu am iubit, nu am cățel, nu am pisică, nu am nimic. Deci care va să zică? Și această... Toată suflarea masculină să apeleze la Iuliana, are nevoie de un iubit. Nu, că această emisiune mă face destul de fericită și nu am nevoie de altceva. Lasă-mă să vedem, am auzit altceva, că ai pus ochii pe Smiley. Opa! Nu, Ilinga, nu știu de unde ai auzit așa ceva. E, aud eu tot felul de lucruri. Nu, eu chiar nu... Dar ce ai scris? Dar nu vreau să vorbesc despre asta. I-am scris și eu odată că îmi plăcea de el, era mai mică. A, erai mai mică? Era mai mică. A, nu trebuie. Acum 3 zile. Da. Se poate considera. Îi dai like-uri? Nu, frate, că nu vedea like-ul meu. I-am dat mesaj direct, gen bună. Așa, l-a vedea. Când e? Nu s-a riscat ea cu un like, i-a dat direct mesaj. Da, direct mesaj, dar nu filmați asta, mi-e rușine, vede omul. Dar ce ai scris? Astea, bună. Asta,
doar când ești mai de mult, când erai mică. Mai de mult și am mai scris și acum după ce am devenit mai faimoasă. Ți-a răspuns Juliana? Mi-a răspuns și nu i-a fost foarte interesat. Cred că ai intrat pe seara de la standard. Bună ziua, contactați-mă. Și m-am bucurat. Da, și m-am gândit că gen poate să schimbați toți acum că sunt mai faimoasă, dar gen nu, că nu. Mi-a dat cu zile. N-a fost. Îmi mențin părerea că ai intrat mesajul standard. Da, adică ce? Adică eu n-aș... N-ar prinde și așa o bucățică. Da, adică ce ești așa de regulă cu mine? Păi ziceai că ai prins curaj, adică acum ai apărut și tu la televizor, da, vorbiți nu, ca nu de la vedetă la vedetă. Da, 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 așa ar fi normal, dar da. Nu. Nu te-a băgat în seamă? Ai mă, Iuli! Poate pentru că are iubită. Așa m-au zis și eu, așa m-au zis și eu. Și bărbați care nu au iubită, ca să știți. Da, nu, așa, dar nu, Iulia, eu i-am scris când era singur, ca să te înțeleagă. Da, am auzit și eu acum că are iubită, na, îi doresc să fie fericit. O să fie foarte impresionat. Deci mare atenție că dacă a pus Iuliana ochii pe el, sigur nu scapă chiar așa. Fără un vals. Altceva. Exact, da. fără un vals. Fără un vals. Spuneai în gală faptul că ți-a intrat competiția în sânge. Așa am zis? Nu. Mm-hmm. Înseamnă că așa este. Gata, că de acum vrei să participi la alt concurs. Nu, că mă duc și eu să dorm. Nu mă, nu voi. Iuliana. Nu scriva. Deja te văd acolo, pe lemne mâncă în chips. Mă, dar mă vedeți mă mirea, de acolo, să mă bag, să bag, să plele, să sub... Și după ce să plânge, nu știi? Nu, dar plângându-te aleargă! Plângându-te aleargă, e dracolo, tot ce poate, dar aleargă și plângându-te aleargă! Dar ce faci cu machiaj și un păcă n-avem? Da. Să dă-i acolo, mă, cu asta, ce ca mai bun. Mă, bătiuri, cu lăbor? În spația mască, are un chip acolo. Improvizează. Iuliana nu e la faimoasă, Iuliana e la luptători sau cum îi cheamă. Războinici. Războinici. Da. Mi-e place de un băiat de acolo. De doi mai exact. Păi te mai Iuliana, ce mai stai? Deci îți place de Ștefan. Da, îți place de Ștefan. Și de ce nu mai? Care are cum stată așa răzucită. Da, deci pot să fac un apel public după ce câștigă Exatlon. Dacă câștigă Exatlon, Ștefan, pot să mă... Dacă nu, nu. Dacă nu, nu. Dar ce-am spus, Ilinca, te rog frumos să-mi reamintești. Dar nu voiai tu să te întâlnești cu Ștefan de la Exatlon? Ba da, uite. Da, am zis că dacă va câștiga, doar dacă va câștiga, să mă sune. Păi adică, Iuliana, dacă va câștiga, preveni, cel mare. Ești interesată doar dacă... Și dacă este din competiție. Și eu sunt o câștigătoare, nu? Să fim doi câștigători, zic. Nu, 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 da, Raluca. Iuliana are atenție distributivă, se concentrează pe mai multe... Da. Exact. Are mai multe repere. Totul e bine când se termină cu love, da. Așa că cine știe, Doamne ajută. Denisa? Într-adevăr se poartă salopetele, însă salopeta aceasta nu-mi place deloc. Nu știu ce nu-ți place la ea? E foarte urâtă. Ce-a fost asta? E urâtă. Și nici body. Nu. Ce, ai un body? Este un este o bustieră. A, bustieră, da, normal. nu-mi place, nu-mi place nici bustiera. Îmi place într-un fel că e nude, dar nu-mi place cum e desenată. Da. Nu-mi place materialul salopetei, nu-mi place cum este accesorizată cu aceste panglici. Uh-huh. Nici geanta nu-mi place. Uh-huh. Am înțeles ce ai vrut să faci cu șosetele, într-adevăr ai creat acel efect. Arată ok, însă nu-mi place salopeta. Și nici ținuta, și nici make-up-ul, și nici cerceii. Aolo! Și nici părul. Nimic? Nu, chiar nu-mi place nimic, zău. Da. Răută. Și nici ochelarii de soare, bine că i-am văzut. Avem niște comentarii care mă lasă perplexă. Nu-mi place părul. Ai vrut să fie cheală sau ai fi dorit să aibă o altă coafură? Te-aș ruga să detaliezi ce coafură ar trebui să aibă concurenta. Mi-aș plăcut să ai părul prins. Părul prins într-o coadă? Da. Ar fi arătat mult mai bine. Ar fi mers, dar cred că... Da, acum da. Simplu, drept. Da, în rest nu-mi place nimic. Cred că ducem lista de o piesă, dacă mă întreb tu pe mine astăzi. Sau vedem, nu, sau nu, vedem, da. Vedem ce ne spun jurații în fața lor. Dragă, aveți foarte mare grijă când folosiți elemente din astea statement. Și mă refer acum la aceste șosete, da. Care, într-adevăr, erau foarte în vogă acum un an.
aveți foarte mare grijă când accesorizați, pentru că șosetele nu au nicio legătură cu cerceii pe care îi porți, da. Nu au nicio legătură cu machiajul pe care îl porți, chiar dacă sunt niște șosete, ele impun cumva o cu totul altă direcție. Într-adevăr, tu ai intuit bine, se potrivesc cu salopeta, dar din nou, șosetele în combinație cu aplicațiile tip corset din părți, Iuliana, nenorocire! Știi care a deci, fost problema? Mie îmi rămânea spațiu gol aici și au fost dar e foarte șosete. Bine că ai pus șosetele, da. Trebuia doar să renunți la acest machiaj, da. Să te coafeze altfel și să faci o chestie mai în concordanță cu estetica propusă ăsta, exact, de această casă de modă. Sportul ăsta destul de nișat pe care îl impune tipul ăsta e șosete cu tipul ăsta e mesaj. Da. Îți vine bine salopeta, e o culoare frumoasă, aplicațiile din părți n-au ce căuta acolo, arată foarte, foarte rău. Te da. Cred, trebuie să le scoți, să le pui și să le scoți, da, să le rupi. Astea? Da, sau da. Să le ascunzi cumva, da. Habar n-am. Dar cerceii cu șosetele, cu aplicațiile din părți, deja s-a făcut coafură, machiaj, s-a făcut un... Baclavais. Inspirația evidentă, sursa de la care ai pornit în construirea acestei ținute este bună. Problema este că a rezultat o tipă ca alea din Ghostbusters. Ei, jur, îți va lipsa tunul la înspinare și să mergi la ucis de fantome. Pe cuvântul meu, este exact costumul celor din Ghostbusters. Nu, am înțeles. Repet, inspirația și sursa de inspirație este bună. Dar pe drum s-a pierdut tot ce-ai făcut și oricum mai rău să mai comentăm pentru că... Deci... Nu e nota 2 gangală, sunt bustieră, o bustieră, o șalopetă, o șalopetă. Și șosete. Ah, wow. Și nu... dacă mă caut prin geantă, am și o bandană. Are și o bandană. Bravo, ai stil. Și pentru mâine ai stil, pentru că ai bandana aia în geantă. Nu? Vrei să o pui pe cap? Aș fi vrut. Ia, arată-mi, măcar așa, ca să nu... Ca, așa ca... Arată-mi așa, de... Stați, că de la depărtare... Are, e tot din brand, e soră cu șosetele? Nu, este alt brand, dar e un pic uzată, e așa. Atunci am înțeles. Aie roșie și... Flashc! Măi, ideea! Stați-vă de ceva amuzant. Dar nu este o bandană, Iuliana. Dar ce este? O bentiță aia, nu bandană. Nu se numește bandană? Nu. Ai mirosit tu bine... Treaba dar ce este bandana? Bandana este baticul acela foarte mic care, de inspirație cowboy, western, ce vrei tu, care se poartă... Mie îmi place cu bentiță. Iuliana... Sau, se poate purta și la mână bandana. Da. Iuliana, la dar mână, să știi, da. Nu era... Ai viziune. Am. Niște trenduri acum, fixe. Nu le lua și le terfelii așa pătă de-n drum Maclavais. Deci, atenție. Bine. S-ar fi stat bine cu mine. Mi-ar fi stat, nu? Nu în ținuta asta, că ținuta asta oricum este o mermeleală. Poartă-le și tu separat. Nu e bine, e bine, Cătălin, sau nu e bine da. Făcut? E în extaz, e în extaz, Cătălin. Ce-am făcut? Ei, uite, Silvia, că ai dat greș la accesorizare. Ai, lasă-mă. Dar Emily mi s-a părut că a avut ținte mai slabe decât ale mele. Next gala? Te nominalizez again? Oh. Păi atunci haide să plecăm din concurs, nu? Bravo, I still. Bravo, I still. Da, mie mi se pare că outfitul este distrus total. Deși ai vrut să te inspiri de acolo, acea înșiretare tip corset pe laterală în asociere cu cureaua aia sunt groaznice, efectiv sunt groaznice. Nu mai vorbim de șosete care mie indiferent că poate ar fi mers cu s-ar putea. Și venind în completarea salopetei, arată ceva oribil. Cap, coadă, este o ținută proastă, Iuliana. Din punctul meu de dacă vedere, te inspiri, da. Fă-o corect. Din punctul meu de vedere, problema este că această salopetă nu are volumele necesare, iar materialul nu are textura necesară. Și dacă te duci într-o alege o piesă de inspirație worker, atunci măcar du-o în acea zonă. Mie mi-ar fi plăcut să îți pui și acea bentiță. Și vine cu un picamăr, de exemplu. Calificative? Nu te supăra, Iuliana. Nu m-am supărat. Și oricum, dacă se supără, ce? Nu m-am oricum, supărat. N-ai respectat regula exact. De aur. Și oricum, chiar dacă ai fi respectat-o și ai mai fi avut un element, tot era o ținută distrusă. Mulțumesc. Raluca? Mulțumesc. Dai stil astăzi. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.
aș vrea să merg mai departe, dar parcă nu mă lasă ceva. Parcă totuși aș vrea altceva. Emoția. Emoția atelierului. Emoția Larisa, emoția ținutei, emoția lui Cătălin. Da, eu am probleme și cu sunetul și cu emoțiile și cu atelierul, pentru că am impresia că la un moment dat auzeam atelierul, că am în căști tot felul de... Tot felul de lucruri, am auzit niște termeni care nu se potrivesc. Și eu am auzit așa, borcanul cu nasturi. Borcanul cu... Adică, dar de ce să nu fie cu dulceață? Auzi, eu nu mă duc. Du-te. Dacă ai pornit pe un drum, Cătălin... Privește, Cătălin, bună! Nu pot să mă duc. Nu e bine, Cătălin, sau nu e bine făcut? E nextaz, Cătălin. Din moment ce și-a făcut cruce Larisa, înseamnă că e de bine, adică poți să stai liniștită din punctul acesta de vedere. Larisa, pe bune? Dar mi-mi place, doamna Maria, a spus că e drăguț. Nu, pe bune? Dar și doamna Maria a spus că e drăguț. Parte peste parte. Păi unde e parte peste parte? Uite aici! Folosesc așa? Nu, pe bune, ce-s astea? Ești nebună, ce ai? Nebunit, doamne, ești pe bune, ai mâncat ceva stricat de Paște? Am mâncat, i s-a urcat cozonacul la cap. Deci fii atentă. Părăcolier. Deci eu te înțeleg. Asta... Asta lasă-o. Nu are ce căuta aici. Te rog, mi se rupe părul. O dau jos. Scoate-o imediat, scoate-o. Deci eu ți-am spus că rochia are o inspirație. Nu o să spui porcăria aia în cap. Ce naiba, jucăm teatru aici, ce facem? Ce e asta, pe bună? Bine, hai, ne jucăm, bine, am înțeles, hai. Gata. Cătălin, ce facem? Dă-i rochia jos! Păi lasă, că am voie, știi? La câte manechine am dezbrăcat. Avea și a trei. Bine. Așa e bine, Cătălin? Mi-a stricat surpriza. Nu mai ai niciun acces. Nu mai a luat o mod amod de inspirație, da, camerista, văd că a făcut și un șorțuleț. Pe cap, mi se părea drăguț. Avea sutien. Păi și dacă avea sutien, ce nu poate să-l dea jos? Știi ce să-i fac pe spate? Este de tot, deci mă duce și nu. Nu, ești făcut spate gol. Păi ea trebuia să facă spatele gol. Ea trebuia, n-a zis nimic de spate gol. Dacă tot ai făcut și dacă tot ai corp frumos, nu puteai să faci un spate gol? Bine, dacă vrei pentru tine, poți să fac și asta, dar poți să păstrezi accesoriul, te rog? Nu, și asta, atenție. Mi-aș dori foarte tare dacă mai ai prin geantă, prin garderobă, pe unde vrei tu. Îți vând un ultim pont. Acest tip de rochie se poartă ori cu o bluză, ori cu un col rulet. Ca să fie... Cu o bluză sau cu? Un col rulet. Helancă, goletă. Da, noi n-am gândit să facem un jabot, dar am crezut că trebuie să fie sexy. Atenție, nu. Deci ori o bluză, ori o helancă. Și atunci ești exact pe temă. Dacă ai din poșetă sau ceva. Da? Bine că tău. Te speriați puțin, nu? Nu speriați, oricum... cameristele nu neapărat să duci în zona asta. Dar mie mi-a plăcut accesoriul ăsta foarte mult. Dar până nu faci tu o... Ceva, Larisa. Larisos. Ai exclus nasturi. Bine. Păi și ce ați făcut cu borcanul cu nasturi până la urmă? E pus la păstrare. A, bine, bine, în borcan, până... Da, în pahar. Un curbomboi. Da, e regulă. Ești dulce, Larisa, și o să fii extrem de dulce când vei veni în platou. Mai lucrează și mai pune la punct ultimele detalii, așa cum te-a sfătuit Cătălin. Până în momentul în care vei veni în platou, noi continuăm seria defilărilor cu feminina zilei de astăzi, Silvia.
Iulie Albu fredona această piesă, da, dacă fredonez. Vă vine să credeți. Nu mi-a venit a crede și tocmai de aceea am punctat, dar da, bine că n-am auzit nimic. Iubitul meu îl cheamă Alexandru, de aceea. A, bine, adică gata, m-am lămurit. Și Alexandru. M-am lămurit. Da. Silvia, fac și eu ceva frumos pentru Iulia. Bun venit, ceva frumos. Ia uite, o piesă mi-a dar iată, pe ea o face fericită iubitul ei. Pe tine, da, ce te face fericită? Sunt sătură de întrebarea asta. Este, mi se pare că răspunsul este atât de clișeice și... Păi uite, scoate-mă tu exact. Spun că mă ce mă nefericește? Hai să zic ce mă nefericește. Așa. Mă nefericește foarte tare ipocrizia și oamenii. Dar nu vreau ce te nefericește. Vreau să știu ce te fericește. Nu, nu, pentru că fericirea asta, băi, cei care vorbesc așa despre niște chestii, e așa, bine, știi? Zi punctual, mă face fericită... Pe plan matern mă face fericită dragostea fiicei mele, nu? Pe plan profesional m-ar făcea fericită ceva legat de modă. Pentru că asta ador pe pământul ăsta, mai mult decât orice. Legat de, de lucruri, de material, așa mi-ar plăcea să am multe lucruri simple în viața mea, dar de mare efect. Da, și observ, uite așa. După ce porți astăzi. Bine, uite, vezi că se poate, spunem și povestea de astăzi. Povestea. Ilinca, în ultimul timp suntem atacați de o civilizație superioară care vrea să ne sisteze și cred că ne-au sistat producția de hârtie. Cam de câtă vreme așa? De câteva, de 8-9 zile. A, 8-9 și eu lucrez zile. La teatrul, de fapt dețin teatrul de hârtie Camini și Baua. Și, Camini și Baua? Da. Așa. Și partea proastă este că trebuie să ne gândim ce s-ar întâmpla cu lumea noastră dacă n-ar mai fi hârtie, dacă n-ar mai avea obiectele noastre fabricate de hârtie. Ce s-ar întâmpla cu poveștile? Și eu acum merg să mă întâlnesc cu acest... superior așa, are o fizionomie destul de ciudățică, să-l impresionez, nu știu, poate ceva se întâmplă și... Da, am înțeles, Silvia, să știi că am putea scrie poveștile și pe altceva sau le-am putea spune. Eu cred că e mai frumos. E adevărat că nu ar avea același farmec, însă sunt convinsă că am găsit noi oricum diverse materiale care să ne susțină. Da, Otilia. Ei, uite, Silvia, că ai dat greș la accesorizare. Ai, lasă-mă. Nu spune asta. Geanta și sandalele nu se potrivește. Da. Ei, mai dau. Ai un costum pe tine foarte frumos. Mai dau și o bară. Coronița îmi place foarte mult, se potrivește, însă geanta și sandalele nu le vă potrivite. Mulțumesc, Otilia. Iar așa este. Silvia, îi spuneai Otiliei că tu nu nominalizezi în funcție de ceea ce poartă la gală, ci... în funcție de ceea ce reprezinți tu pe parcursul unei întregi competiții, pentru că este posibil ca într-o oarecare zi una dintre acele concurente pe care eu le plac să aibă o zi nefastă și să zicem că are o țintă mai puțin bună, ce fac eu? O elimin, o propun doar pentru că în acea zi are o țintă mai puțin bună? Nu, nu mi se pare. Mi se pare că atunci când nominalizezi pe cineva, trebuie să se bazeze această nominalizare să se bazeze pe criterii mult mai serioase. Silvio, stai, am văzut pe Instagram că vrei să ies. Da, păi te-am trimis, te-am propus. Și că e nebunit, păi te-am propus. Vrei să ies? Păi te prefera... Pe lângă Emiliana, o recunosc că o preferam pe Emiliana. Dacă ar fi să-mi exprim părerea. Așa. Dacă nu-mi exprim părerea, nici asta sunt două, pentru că mie îmi place cu voi în emisie. Deci, dacă te-am nominalizat, cum adică poți să vii să mă întreabă ca și când am zis-o pe furiș sau cum? Te-am nominalizat atât clar, am văzut. Nominalizez pe Otilia. N-am făcut din astea. Știți ceva? Pe cine ați nominalat ca să fac și-o calculele? Eu nu fac așa ceva niciodată. Nu, frate, nu, eu nu am cum. Eu sunt într-un concurs în care voi voi exprima părerea în funcție de ce am văzut. Ce voi ai văzut? Cunosc că tu mulți mult timp așa este, așa ai avut. Te cunosc așa este. Dar tu l-ai avut acum, de două săptămâni. Ei, ea fac este la fel ca tot timpul. Știi, nu ajunge la... Ei, tu ai așa și așa. Tu ai hâț, hâț, hâț. Că dacă acum ești într-adevăr, ești liniară. De două săptămâni ești liniară. Înseamnă că ultimele două ai fost ok. Da. Cine mi se pare foarte carismatic. Eu rar am întâlnit la 20 ani persoană ca ea și care a exprimat de multe, cât de mult. Doar prin simplă prezență. Nu e adevărat. Tu pălești fața ei, de exemplu. Deci tu pălești fața ei, crede-mă. Emiliana îngroapă pe multe de aici. Dacă Emiliana ar fi avut susținerea pe care o altele de aici, financiar vorbind, sau din punct de vedere vestimentar, crede-mă. Deci crede-mă. Era în primele trei, clar. Pentru că are atitudine și este și foarte smart. Și are replică la orice. Emiliana nu o faci niciodată, te face varză tot timpul. Ea tot timpul spune ceva. Plus că e, deci băi, merge, are, poartă haina frumos. Mie mi-a plăcut Emiliana, vrei să-mi mint? Ce vrei? Aș vrea să-mi mint acum. Tu ai nominalizat-o pe Otilia în gală. Da. Care va să zică... O consideram mai slabă decât Iuliana.
Chiar dacă țintele ei din ultima săptămână au fost mai bune, asta nu-mi dă mie niciun motiv să cred că ea chiar este așa. Pentru că eu cred că un om, dacă este ok, este din prima zi până în ultima. Niciodată nu poți să vii slab la început, după aceea ai o evoluție, după aceea iarăși cazi. Eu nu cred în aceste lucruri. Dar nu crezi în evoluția Otiliei? Ba da, dar sunt și mici șchiopătări și atunci ating să cred alte lucruri, despre care nu vreau să spun. Cum? Ca general, despre multe alte concurente. Evoluția mea chiar este una vizibilă. Da, dar poate și evoluția mai... de asemenea, în unele cazuri. Da. E un spirit de observație acut pe care l-am eu, știi? Dar nu trebuie să te super Oti. Și era o comparație între mine și Emily. Iar Emily mi s-a părut că a avut ținte mai slabe decât ale mele. Chiar dacă Emily, uite, am văzut că este acum în vacanță, se simte foarte bine și am văzut că se îmbracă mai bine decât la emisiune. Te pupăm, Emily. Chiar cred că Emiliana, mai am mai spus asta, adică... că Emiliana, dacă ar fi avut o susținere financiară, adică mai mare și un aport, nu neapărat, e mult spus, dacă ar fi avut o susținere de partea cuiva cu mai multe haine, Emiliana ar detrona multe fete de aici, pentru că are ținută, este inteligentă, este extrem de, are o atitudine extraordinară și cred că eram primele trei, clar. Otilia, Silvia impută cumva evoluția ta, în sensul în care ea nu este constantă, are fluctuații. Despre asta vorbește. Dacă am o zi mai proastă sau ceva... Și eu am zile proaste și cred că lumea are. Dar evoluția mea cred că este destul de vizibilă, adică înainte chiar nu făceam mare lucru. Și este ascendentă? Da, ascendentă. Așa-ți doresc. Da. Dacă nu, Oti... Next gala? Te nominalizez again? Dar poți să mă nominalizezi și tu pe mine? Da. Dar ce să vezi, poate o să fiu protejată. Nu fac așa, eu nu mă răzbun, nu... Te nominalizez dacă... Păi tu mai te răzbuna mai devreme, pentru că eu ți-am criticat accesoriile și tu ai văzut primul coment pe care l-ai avut a fost asupra accesoriilor mele. Dacă nu m-aș fi luat de tine, cu siguranță tu nu spuneai asta. Vezi? Asta înseamnă să fii un pic, vezi, răzbunător? Eu nu sunt așa. Da, înțeleg ce spui, dar chiar nu mi se pare că se potrivesc. Și eu de multe ori tac din gură, înțelegi? De multe ori văd foarte multe lucruri, dar tac din gură. Și am spus să nu mai tac din gură, că lumea mă comentează pe mine și să nu comentez. Este și normal. Sigur că da. Asta am spus eu de astăzi, că o să fac. De asemenea, Silvia, spuneai că Larisa pălește în fața Emilianei. Da. Cum așa? O surclasează, este părerea mea personală. Eu văd în Emiliana, chiar am văzut de la început, o tipă extrem de mișto. Din toate punctele de vedere. Da, da. Și Larisa, dacă aș fi avut, dacă eu la 20 de ani aș fost cum este Iuliana, eram Emiliana. Demnă de orice admirație. Iuliana sau Emiliana? Emiliana, eu admir pe Emiliana foarte tare, da? Soția lui Donald Trump. E șmecheră și îmi place chestia asta. Mi-aș plăcut să fiu la fel. Și Larisa, ce îi lipsește? Asta nu pot să spun eu, dar eu am văzut de la atitudinea atunci când merge până la cea... atitudinea, ce să mai ai? Atitudinea Emiliana îmi place foarte tare. Îmi place cum poartă hainele, mi-a plăcut mie mai mult decât ea în acel moment. Până în aceste momente. E posibil ca ea să vină? Ce părere ai despre această comparație între tine și Emiliana, Larisa? Părerea mea este că noi suntem diferite. Tocmai de asta suntem aici. 10 sau câte am fost de la început, tipologii diferite. Nu ne putem compara neapărat una cu alta, pentru că una are plusurile alte, una are minusurile alte, alta are plusurile ei, adică mi se pare puțin n-am cuvinte, adică nu cred că ar trebui să ne comparăm una cu alta. Din punctul meu de vedere, Emiliana este o fată care fără stilist nu are niciun pic de stil, tocmai de asta n-a stat în concurs. Ea este o fată foarte ok, tocmai sunt de acord că dacă ar fi tine, avut mai multă susținere așa cum au și altele, susținere din partea unui stilist sau din partea cui? Că nu înțeleg la ce te referi, la ce fel de susținere. Susținere, tu înțelegi ce vrei prin acest susținere termen. Susținere din partea unui stilist, pe atunci haide să plecăm din concurs, nu? Discuția era alta, divagăm și nu păi cred nu că și are sensul. Păi nu înțeleg la ce te-ai referit tu, adică atitudine. Eu consider că am atitudine pentru vârsta de 20 de ani pe care o am. Dar nu trebuie să te speri pe mine pentru că eu am făcut o alegere. Tu poți să placi și, de exemplu, pe Alina în detrimentul meu. Eu nu am nimic împotrivă cu acest lucru, niciodată nu mi-aș găsi. Dar nu e vorba de plăcut. Nu aș avea de ce să am cu tine o dezbatere pe această temă pentru că nu mi se pare relevantă. Mi-am amintit de sezonul nostru, în momentul în care s-a terminat, că tu îmi spuneai același lucru mie, că într-adevăr Larisa a o atitudine foarte mișto, ești foarte mișto ca persoană. Și mi-am amintit și sezonul Emilianei, în care eu mai veneam în vizită pentru că îmi plăcea să le văd pe fete. Sper că nu-mi zici ceva sau inventezi acum. Nu, și același lucru spuneai că fetele din sezonul ăsta sunt insipide, incolore, inodore.
Și că a câștigat Iuliana pentru că nu avea cine să câștige. Adică despre ce vorbim dacă Emiliana avea atât de multe plusuri precum tu? În sezonul 2 în care concura în acest platou, eu i-am spus aceste lucruri, că o preferam, dacă vrei să știi. Eu nu știu ce ai spus tu, eu spun ce mi-ai spus mie. Tu n-ai spus și discuțiile mele personale pentru că nu ai spus să le știi. Și din acest motiv nici nu trebuie să vorbești despre ceea ce cred eu despre alte persoane. Pentru că nu trebuie să vorbești. Mi-ai spus că a câștigat Iuliana pentru că nu avea cine să câștige. Asta înseamnă că... Da, pentru că dacă ar fi fost susținută la... Tu mai repet a treia oară. Dacă ar fi fost susținută la fel cum au fost susținute altele... A fost susținută mai mult decât altele. Deci Emiliana a avut mama stiliștilor în sezonul ei. A avut 5 stiliști, cred. Cred că înțelegi ce vreau să spun prin susținere, dacă vrei să înțelegi. Păi susținere stilistică, pentru că ai spus... Vestimentară. A avut stiliști și a avut piese de brand. Jurații sunt martori, ei ca e martori și tot public cu toată România. Da? Pentru că susținere vestimentară au multe de aici, însă de un anumit calibru au foarte puține. Înțelegi ce vreau să spun? Și adică atunci, dacă Emiliana ar avea acces la o garderobă, dacă Emiliana ar fi avut acces la o garderobă extraordinară, spun eu că surca la asta avem multe de aici. Pe asta am face toate. Și este părerea mea și mă mențin. Asta am face toate, dacă... Nu, asta neapărat. Și adică eu sunt aici să-mi văd de treaba mea, să fac ceea ce pot, nu mă compar cu nimeni, fiecare are calitățile ei, adică... E punctul tău de vedere, țineți-l pentru tine. Dacă vrei să-l strigi în gura mare, strigă-l. M-a întrebat Ilinca, Larisa, nu am venit și am debitat aici singură această conversație, să știi. Dar nu cred că trebuie să ne băgăm una pe alta în noroi ca noi să ieșim bine. Ce legătură are noroiul cu tine sau cu Emiliana? Nu, care mi se pare nașpa, adică și dacă vrei să știi, noroi cresc cum ai fi. Tu ai spus că eu nu am atitudine. Ai spus, în momentul ăsta ai spus că nu am atitudine, cam asta ai vrut să dai de înțeles. Nu înțeleg de ce ai simțit să o spui cu voce tare. Nu, dacă eu am părerea spus că Emiliana o are o altfel de atitudine, n-am spus că tu nu ai. Am zis că ea are altfel și o prefer pe ea. Nu am spus ce nu ai tu, eu am spus ce are ea, dacă tu vrei să înțelegi. Ce concluzii tragi, tu te privesc. Da? Păi și ce concluzii tragi, tu te privesc. Ce vrei tu, dar hai să nu bruiem emisiunea și să alocăm timp și Alinei, pentru că uite, mai puțin și terminăm, da? Hai, te rog. Te sunt de acord cu tine, dar mă rog. Ești frumoasă și tu stai liniștită. Nu e vorba de frumusețe și te rog să-mi citesc cu afirmațiile de genul ești frumoasă și tu stau, ești frumoasă și atât. Păi ești, ai și tu atitudine, dar nu cea potrivită pentru a te plăcea eu. Nu pe cea potrivită. Eu sper și cred că toate aveți atitudinea necesară pentru acest show și pentru a fi plăcută de către jurați, dar și de către cei de acasă. Să ascultăm părerea juraților despre ținuta ta, pentru că am ascultat-o pe cea Otiliei. Mulțumesc tare. Bună, Silvia. Dragă, cum nu te-ai nimerit pe temă? Pentru că nu am găsit blazerul potrivit. Dos. Și nu am găsit ciorapul pe care l-aș fi vrut să fac o ținută cu un altfel de pantof. Mie îmi place ținuta pe care ai făcut-o. Într-adevăr, pantoful acesta tip, cu talpa asta tip pe spatrile, nu prea cruciată de piele. Nu e vorba de slabă, îți vine costumul perfect. Cu asta? Păi... Costumul este divin, cu coroană, cu tot. Lăsând la o parte faptul că este un brand arhi super cunoscut, care îmi place la nebunie. Îți vine foarte bine costumul, este superb, îmi place cum ai ales încălțămintea. Corona nici nu se pune problema, că e de acolo, ești de pe podium, minus geanta, dar nu mă deranjează rău. Însă ai nimerit în săptămâna nepotrivită, Silvia, păcat de costum. Mai dau și rateu. Costumul e superb, îți vine foarte, foarte bine. Perfect îți vine, încălțările sunt bine alese. Diadema, evident, la fel. Voiam să spun altceva, că e destul de greu să găsești o coafiură potrivită pentru acest costum. Da. Iar tu ai găsit coafiura ideală pentru tipul acesta de look. Pentru că orice ți-ai făcut la păr tu, mă rog, poate mai sunt două, trei variante, dar mi se pare că mai cu seamă că porci diademă, că asta este opțiunea perfectă. Sunt de acord cu Raluca în ceea ce privește geanta, dar hai să spunem că e o chestiune personală, nu mă omor eu după ea și aș fi văzut și eu o altă geantă, dar nu e greșit aleasă. Look-ul este foarte bun, dar știi foarte bine care este regula. Da. Nu. N-ai făcut prea mari eforturi, te caracterizează. Cătălin, trebuie să fie 3 piese. Te-ai sucit, te-ai învârtit, te-ai mișcat și ia uite ce a ieșit. Tu ești o sursă inepuizabilă de surprize din punct de vedere stilistic. Și cam atât. Da,
ales coafiura exact unul la unul pe care a ales-o și creatorul respectiv, pentru că la fel au făcut și ei când au abordat acest stil, deci n-aveai cum să greșești. Eu port în permanență, eu coafiră pe care eu... La o diademă nu poți să faci altceva, deci e bine. Poate că dacă tot mergeai pe un total look de genul ăsta, puneai și niște pantofi... Dacă și cu parcă acum știu. Măsură, dar merg și ăștia. La fel, eu sunt de acord cu cei doi colegi ai dacă mei. Dacă voi erați mai bine astăzi și aveați așa principii de neînlăturat, eu luam stea astăzi. Dar credem că luai steaua stelelor. Da, legat de geantă, într-adevăr, nu, mi-ar fi plăcut altceva. Luai steaua, să știi. Vă mulțumesc. Dar așa? La plimbare, prin bursul. Don't call the name, don't call my name, Cătălin. Ingrato. Silvia, astăzi n-ai stil. Dar, în schimb, îți mulțumim pentru apariție, drag. Mulțumesc și eu. Mamă, că s-a spart steaua aia, parcă mi-a dat așa în față. Lasă că-ți am revii cioburi? Tu. Nu, ești bine, mulțumesc tare mult. Dragilor, repede vă reamintesc și faptul că emisiunea noastră este una înregistrată, așa că toate voturile online pe care le oferiți concurentelor în această săptămână, noi le vom lua în considerare în momentul înregistrării ediției de gală de săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și vă invit să consultați regulamentul pe www.canalde.ro. Larisa mai are ceva de muncă, dar sunt convinsă că va reuși să finalizeze în timp util. Până atunci, o vedem și o primim cu brațele deschise pe Alina. Bun găsit, Alina! Bună, Elinca! Ce te face fericită? Mamă, ce întrebare grea! Multe lucruri, în mod special fiica mea. Și condusul. Îți place să conduci? Da, cu viteză. Noaptea, eventual. Noaptea, da, cu muzica tare, da. Și viteza în limite, da? Da. Da, bine. Printre multe alte lucruri. Printre multe altele, dar răspunsul e foarte bun și evident și motivația. Care este povestea, în schimb? Vezi, Elinca, am descoperit mașina timpului. Am îmbătrânit câțiva ani. Și îmi permit să mă retrag la pensie, nu la țară. Hai să nu, la o țară, la Sorrento, să-mi scriu memoriile. Așa frumușel. Ai descris mult, Alina? Da, vreo 14 volume. Vreau să scriu și am zis să mă pensionez de vreme, să plec mai repede. Ca să ai timp, ca să am timp să-mi scriu volumele. Le primești și pe fete? Că parcă tot o ai venit într-o zi cu o poveste. Păi tot eram cu editura, Așa. Deci care va să zică bătrânețea e asigurată din punct de vedere al timpului ocupat. Veți avea ce face, nu vă faceți probleme. Hai să vedem cum arată ținuta, Marisa. Ținuta arată foarte bine. Mi se pare că e un stil care o prinde foarte, foarte bine pe Alina. Nu mi se pare deloc stilul de o caracteristică. Alina, nu știu de unde ai început să scoți stilul ăsta. Rochia e superbă. E pe, nu știu, pe vibe-ul meu. Îmi place că ai pus dresuri albe, îmi plac și încălțările. Mi-a plăcut ca funda din față de la rochie să o legi la spate. Să nu pui acolo, că nu e cea mai reușită. Aveam și la valieră. Păi tocmai ideea, să pui la valiera peste ea. Asta e. Asta era ideea, să o pui la spate ca să pui la valiera peste. Stă bine cu batic și nuanța, îmi place cum a fost aleasă. Și cu afiura asta e chiar drăguță. Și gulerul că este aplicat, nu? Da, este aplicat de mine. Este o ținută coerentă, care îi vine bine. Mulțumesc! Hai să ascultăm care sunt părerile juraților despre ținuta de astăzi. Alina, te rog, în fața lor. Da. Talpa pantofilor este bleu și el cumva sau mi se pare? N-am auzit ce-i spune. Talpa de la pantofi este bleu și el sau mi se pare? Este. Da, e o ținută frumoasă, simplă, elegantă. Tu ești frumoasă în ținuta asta. Chiar dacă n-ai făcut prea mari eforturi, te caracterizează. Nu știu dacă aș mai fi apelat la acel batic, dar nu mă deranjează foarte tare, pentru că coafiura... Cătălin trebuie să fie 3 piese. Nu are 3 piese, dar îmi place și fără el, pentru că ai o coafiură frumoasă, pe cărare coafiurii ți-ai aplicat acel detaliu
de bijuterie foarte frumos. Mie de obicei îmi place să aplic detalii pe care să le ascund, să le maschez cât de cât. Am văzut că a apărut și polma și ți-ai lăsat baticul să descopere acest accesoriu. Îmi place. Cred că în mod surprinzător, deși babificarea lovește din nou, tu să știi că ai un aer sexy totuși, da, este o băbuță sexy. Ta. Da, de ce vă plăcea la pantofii ăștia, domnule? Sunt ai nu tăi. Mergeau rău la alții. Știu că nu mergeau alții. Nu, ținuta din punct de vedere, din orice punct de vedere, este foarte bună. Baticul îmi place, alegerea, centurii acelea negre care punctează bine, dresul, geanta, ce vrei tu. Dar mă cin eu așa în sufletul meu. De ce vă... Bine, am înțeles. De ce ne place? Până urmă mai simți nevoia să fii și bătrâni. Nu! Da, vă pune, în viața de zi cu zi, te duci așa undeva în viața de zi cu zi, te întrebi așa de curiozitate. Chiar mă văd, da. Fără guler, te rog că ai putea să o porți fără guler. Ținuta îți vine foarte bine, dragă, felicitări, tu ești o sursă inepuizabilă de surprize din punct de vedere stilistic, dar am obosit să mai fac tipul ăsta de analiză, dar ești o sursă inepuizabilă, după cum spuneam. Avem două mici probleme. Mie nu mi se pare că geanta se potrivește foarte bine. Cromatic, sigur că se potrivește foarte bine. Pentru poveste, Maurice. Pentru poveste, am înțeles. Și din nou, acest detaliu, care nu este deloc retro, nu mi se pare că este foarte bine integrat într-o ținută retro. Dar nu deranjează foarte tare. Eu personal nu le-aș fi pus și m-aș fi limitat la batic. Dar sigur că ținuta îți vine foarte bine, inclusiv culoarea rochiei, ciorapii foarte bine aleși, pantofii foarte bine aleși. Ești foarte frumoasă, felicitări. Dar trei piese... Unde? Calificative, unde? Uite o piesă. Știi povestea? Știu. Am ascultat-o de multe ori până foarte să vin la desfilare. Frumoasă ținută, dar... Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, Alina. Gata, am terminat, ne luăm rămas bun de la cei de acasă, nu? Și de la Stele. Nu, mai avem, da, mai avem. Și de la Stele ne-am luat rămas bun astăzi. Avem pe Larisa. S-o lăsăm. S-o lăsăm. Am mai rămas la... Eu tot încerc să trag de timp, Larisa, în speranța că ești gata, nu? Nu. Ei. Cum nu? Da, uite, spun eu, ești gata și vii chiar acum în platou. Nu. Da. Nu. Te-ai învârtit, da. Te-ai mișcat și ia uite ce a ieșit. Exact. Spune-mi repede ce te face fericită. Atât multe lucruri, dar... O să ciocolata. Ciocolata, stai așa, ciocolata. Ogi. Bine, lăsăm la o parte familia, vorbim despre chestii mai serioase aici. Da, ciocolata. Da. Fac mâncare, în general, mă face foarte fericită. Mâncarea. Răspundem tu, Moris? Și pacea în univers. Pacea în lume. Asta e ceva de genul ăsta. Se vede că te face fericită mâncarea. Not. Denisa, îți place ce a ieșit? Am spus, nu te mai strâmba, te rog. Stai puțin că am o reacție, sunt om, nu sunt inertă. Te rog, nu te mai strâmba, doar atât te rog. Eu nu am întâmplat să fac. Gata, fete. Tu te exprimi altfel, tu faci altfel. În stilul tău caracteristic, păi, Larry. Da, măcar stilul meu nu e. Sunt așa, știi? Sunt așa și așa și stai și... Eu sunt altfel. Oamenii sunt altfel, văd în general, altfel, știi? Tocmai eu nu fac... Da, eu sunt altfel. Eu am ales să fiu altfel. Îmi plac încălțările, îmi place pălăria și cam atât. Nu văd legătura. Tu ai, de ce ai adăugat pălăria la această ținută? Mie nu-mi place. Nu-mi place încroperea din talie. Într-adevăr, trebuia să-ți accentuezi talia.
asta e tot ce ai făcut, o rochie, e parte parte. Nu puteam să parte. Nici cu un material negru pur și simplu și nici cu un material roz pur și simplu. Am încercat să fac altceva. Da. Mie nu-mi place personal și mi se pare că nu are legătură cu accesorizarea. Totuși, cred că trebuia să ții cont și de asta sau să ții alți pantofi din culise. Și nici make-up-ul nu mi se pare potrivit. Cu pălăria make-up-ul este potrivit, dar nu cu restul ținutei. Mhm. Hai să vedem care este părerea juraților despre această creație din atelier. O ascultăm chiar acum, te rog, Larisa. Îmi plac foarte mult ciocatele. Mie mi se pare că ai respectat tema, mi se pare chiar că ai și reinterpretat-o într-o manieră personală și asta este o chestie pozitivă. Mi se pare că ai adus un twist rochiei prin această maletă din paiete și prin pălărie. Cromatic îți vine foarte bine. Mie mi se pare o ținută reușită, să știi. Mulțumesc, Maurice. Dragă, sunt chiar mândră de tine. Tu știi că ai avut ținută la... pentru care eu te-am suspectat că, în fine, colaborez cu stiliști, etc. Nu știu care e adevărul până la urmă urmei, dar în urma probei de astăzi, cu siguranță, Larisa, ai câștigat încrederea mea. Îmi place foarte mult cum ai combinat piesele, foarte mult. În momentul în care ți-a sugerat, Cătălin, să porți o maletă, nu m-aș fi așteptat să alegi... Mă rog, știu că nu e o maletă că ai încropit-o așa că n-aveai timp să o faci, dar da. Neimportant. Nu m-aș fi așteptat să alegi modelul acesta, materialul acesta, make-up-ul, pălăria, să o combini cu ciocatele... Rochia arată foarte bine, felul în care ai pus acea centură și se văd cele da. Două mici accente negre. Larisa, bravo, dragă. Mulțumesc, Regina. Sunt dinainte să știi că îmi place. Mulțumesc. Eu mulțumesc mie, în primul rând. Da. Mulțumesc, Cătălin, îți mulțumesc. Nu, stai acolo, că am venit în atelier și ți-am dat mai mult decât niște sugestii, pentru că, în primul rând, dacă aveai de gând să mergi cu șorțulețul ăla, erai... total, țăcălia. De, țăcălia, nici nu mai pune, sper că a fost o glumă. Dar oricum am încercat să-ți fac farse, Cătălin. Da, nu te, vezi că există niște bancuri proaste și pentru 2 și 3 aprilie. O să ți le spun în pauză. Așa, deci, într-adevăr, această rochie înseamnă rochie parte peste parte, fără mânești, care se poartă de obicei cu bluză sau helancă, care are o inspirație, așa cum spuneam, din zona cameristelor. Tu ai reinterpretat-o, îmi place foarte tare că nu ai în locul acelui șorțuleț penibil și ieftin și oribil din toate punctele de vedere, ți-ai marcat talia, pentru că la fel, o rochie de genul ăsta înseamnă să-ți marchezi talia foarte tare. Tu ai făcut acest marcaj al taliei prin șuvițe de paiete, pentru că dacă ai fi pus un cordon lat din paiete ar fi fost oribil. Uh-huh. Foarte da. Frumos că te-ai gândit la acest artificiu urgent, pentru că știu că l-ai făcut pe repede înainte. Nu sunt foarte nebunit după pălărie, dar dat fiind faptul că ai vrut să faci o asociere între pălărie și ciocate, atunci totul este ok. Îmi place și machiajul, respectat tema, mulțumesc 75%. Cătălin, ție, da, Cătălin, da, 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 jos pălăria în fața voastră, vă iubesc. O, iauzi. Drept pentru care, din start, verdictul meu este steluță. Mulțumesc. Nu aș vrea însă să pierdem din vedere faptul că Larisa este una dintre puținele concurente care astăzi a venit într-adevăr cu 3 piese înainte da. De a merge în atelier. Și iată tocmai că... de aceea a avut și 3 piese, uh-huh. a respectat în totul tema dată și a avut inventivitate. Uh-huh. Deci, steluță, ce să mai... Mai departe? Așa cum am spus, ființa care a intrat în atelier îmi plăcea, dar aceasta este... Mulțumesc, Larisa! Visă! Bravo, stil! Bravo, stil! Mulțumesc! Mulțumesc, Larisa, și felicitări! Să vă spun, să nu vă spun, să vă spun, să nu vă spun? Era o farsă cu stelele? Știm. Da, cred că mai bine nu vă spun. Cine nu are stele, fetelor? Adică era o farsă și-a luat stele? Nu, sunt despre multe. Mai invers, bine, Larisa, ridică-te. Mai bine. Eu zic să se ridice doar cele care au maximum de steluze, adică doar 3. Eu? Felicitări, Larisa, încă o dată. Nu cred. Ce s-a întâmplat? Ia, poți să te ridici și tu, pentru că ai primit... O steluță. O stea. Am pierdut ceva, de la ceva. Nimeni nu a obținut stea. Nimeni a obținut astăzi stele. Nu datorită faptului că ținuta nu a fost bună. Din cauza faptului. Da? Din cauza faptului că n-au avut 3 piese în ținuta propusă. Da. Iulia, ca la Târgu Jiu vorbesc. Nu doresc să fac nicio modificare. Ziua se încheie.
bine, cu speranța minunat că mâine va fi și mai bine și că vă veți pune la punct cu regulile noi din această săptămână. Vă mulțumesc tare mult, fetelor, și vouă celor de acasă. Mari Boghi! Vă felicitări, Mari Boghi! Și vă felicit și astăzi pentru ce ați făcut. 3 steluțe a luat astăzi Larisa pentru creația pe care ați făcut-o acolo toți împreună. Încă o dată vă mulțumesc și vă dau întâlnire și mâine. La fel și vouă celor de acasă. Sărbători frumoase vă doresc în continuare, atât cât a mai rămas din ele. Mâine noi suntem tot aici la datorie și vedem cum se descurcă fetele. Seară bună! Tu ești fantezia lui și a lui.